Începem lucrările ședinței de astăzi, cu ordinea de zi pe care dumneavoastră a spus-o. Cred că materialele le-a studiat, le-ați analizat, cunoașteți despre ce este vorba la fiecare punct. O să încercăm să fim mai operativi așa, la unele puncte pe care nu sunt la prima discuții, da, unele le-a mai trecut prin Consiliul Local, altele sunt atinse în anul ce au trecut și să purtăm o discuție așa constructivă, cum o facem de fiecare dată și cu rezultate. Poftim? Să votăm. Da, domnul președinte de ședință, vă rog să procesele verbale de la ședințele anterioare. De pe 13 mai și de pe 28 aprilie 2022. Cine este pentru? Da. Sunt apucă și cu proiectelor de ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Da. Supunem ordinea de zi la vot. Cine este pentru? Da, proiectul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind analizarea documentației plan urbanistic zonal pentru investiția locuinței împrejmiri de teren și raport de utilități tehnicoe din Italia. Sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău, beneficiat domnul Gurte Soriș și doamna Munteanu Iulian. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, era înainte de lămurii atunci. Bună ziua! Așa. Pe Cătuneacu, am un puz. O să aștepteți. Nu, poftiți, doamna Munteanu. Să începem cu puzurile, da? Luați loc. Da, luați loc. Mulțumesc. Să începem. Domnule Colan, mulțumesc. Da. Mă da. Despre care, pe care puză Mitrans. Este vorba, dar la domnul Boică, nu știu, mai vine cineva sau s-a lămurit problema. Aveau colegii din Consiliul Local atunci de nelămuriri. Ne-am lor au venit la primărie, am discutat cu compartimentul urbanist. Condiții... Sunt cei din Fântânele. Dar uitați, îți amânăm că nu avem utilități. Într-adevăr, dumnealor nu vor decât vor face casă de vacanță. Vor o casă de locuit, dar nu sunt case de vacanță, nu vor sta așa și sunt de acord cu utilitățile care sunt. Drumul este un drum în continuare a străzii municipiei, flopilor. Și îndeplinesc toate condițiile, conform celor... Domnul primar, nu vreau să fiu eu avocatul diavolului sau Toma Necredinciusul, dar puzul se cheamă așa. Locuințe, împrejmuire, da, teren, da. Și raport de utilități. Da. Utilitățile existente. Atunci să modificăm titlul la puz. Sau să nu scriem la puz. Când o să se emită certificat de urbanism, o să se emită cu utilitățile care sunt. Adică care nu sunt, care nu sunt. Vor folosi generatorul de benzină, iar după aceea anul sunt. Exact. Deci, în situația asta nu este corect denumirea puzului. Uitați, la punctul 2 avem un alt puz cu sediu, birouri, spațiu depozitare și producții, împrejmuiri teren, care nu vrea utilități. Și culmea că ăsta le-ar avea. La punctul 3 avem alt puz, parcelare teren, da. Și așa, asta chiar este în Ion Simenescu, unde sunt utilități și în titlu nu avem raportare la utilități. Dar nu trebuie să scrii, nu știu dacă trebuie să scrii. Păi haideți să nu scrii nici la primul. Dacă îmi permiteți. Certificatul de urbanism, uitați ce scrie aici, nu mă obligă. Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul locuință, împrejmuirii teren și raportării utilități tehnico-edilitare. Deci trebuie să dispară raport utilități tehnico-edilitare din titlul acestei documentații. E aprobat așa. Așa este aprobat, așa este pusul aprobat. Atunci condiționați în urbanism. Dar scrie în certificatul de urbanism. Urbanismul a scris chestia asta. Că nu are utilități. Scrie așa. Noi aprobăm
utilitățile care sunt scrie așa, la proiectul de hotărâre privind avizarea documentației plan urbanistic zonal pentru obiectivul locuințe împrejmuit teren și racord utilități tehnico-utilitare, sate Miuș, comuna Ilie Miuș, proprietatea domnilor Păgă și Munteanu. Deci, domnul primar, poate nu utilități existente din zonă nu sunt. Deci, propuneri pentru acordări utilități alimentare cu energie electrică, am investitori doresc să folosească de câte un generator de electricitate pe benzină. Atenție, noi îi aprobând acest puz cu această denumire, da, în această formulă, îi aprobăm raport la utilități. Și mai avem, dacă n-am mai avea încă două puzuri acolo care, culmea, au utilități și nu solicită, asta abia este acordul din principiu. Noi după condiționăm. După asta, dumneavoastră vor merge și vor face pașii. Da, dar trebuie să schimbi denumirea proiectului. Dacă îmi permiteți puțin, doamna, făcut referire la al doilea puz. La momentul când am început noi, cu vorba de Vitrans, nu erau utilități în zona de asta și asigură utilitățile independente, respectiv. De asta nici n-am solicitat în titlu. Asta încerc să spun și eu aici. Dar acolo aveți dreptate. Dacă nu sunt utilități în zonă și cereți, înseamnă că trebuie să racordezi undeva. Da, păi da, dar încercând ca scrie, nu sunt. Doamne, trebuie să schimbăm denumirea. Titlul proiectului, trebuie să-și o schimbi. Nu trebuia să scrie la acolo. Da, dar nu putem, pentru că el a mers la Consiliul Județean. Consiliul Județean i-a dat aviz așa. Noi putem condiționa și să-i atragem atenția că nu suntem de acord cu acest proiect în formula aceasta, cu raport de utilități. Ce spune despre ei? Dar putem pune condiția asta în hotărâri. Hai, stai acolo, sună. Condiția care? Să modifice titlul? Noi așa ar trebui, pentru că nu avem utilități și asta înseamnă că ne obligăm. Noi aprobăm aici în Consiliu, votăm toți că omul are voie să-l acordeze la utilități. Păi aia vine. Că trebuie să-mi trageți utilități până în deal la fântânele. Nu? Deci nu are pretenții la utilități, dar aia vine la pe noi. Dar dacă noi aprobăm, nu-i aprobăm. Toți au făcut așa. Nu toți, domnul primar, ăștia doi care supă nu. Nu, în timp. Ne-am mai lovit de... A, cu atât mai mult când ați dreptate, înțeleg, da? Eu? Da. Știți, nu s-a întâmplat doamna chestia asta de la modificarea legii. De la modificarea legii 50. S-a modificat legea 50. Au fost trecute acolo că se supun avizării în certificatul de urbanism și era acordul la utilități, dar unde există, nu unde nu există. Pe bună dreptate. Și oamenii au fost acord la utilități la toate, dar nu. Dacă nu sunt utilități, cum se racordează la ceva ce nu este? Dar după aceea, el își face puz. Acolo a fost chestia de trecere din intravilan, din extravilan la intravilan. Ce m-ați da. Și eu mi-amintesc că așa am decis în cealaltă ședință, domnul arhitect sau cine întocmește puzul, să fie prezent, să-și dovadă domnul arhitect că tunea nu este aici prezent. Deci doamna Beoran atunci a fugit la ăsta, l-a susținut pe celălalt și la ăsta țin minte că l-am amânat pe bunul. Da, doamnă, dar să-i spun noi acum să o dăm și pe cealaltă adevărată. În momentul când ajung cu niște documente la compartimentul nostru la urbanism, acele documente care trebuie să propuse ulterior să ajungă în ședințele de Consiliu, trebuie să fie îndeplinite. Condițiile trebuie să fie îndeplinite. Dacă cel de la urbanism, conform legislației în vigoare, discuțiilor purtate cu specialiștii, cei care au întocmit puzuri, constată și spun că sunt buni, dar e rost nici de oameni de dragoste la ce? Atunci, ori noi... Nu, dar nu este bun, aici nu este bun, da? Deci la primul puz... Pentru că noi, ca și consilieri, nu suntem specialiști. Păi nu suntem, dar ce să citim românești? Deci la primul proiect, la puzul doamnei de sus din Fântânele, sunt două persoane, doamna Munteanu și domnul Bucă. Solicită locuințe, ok, domnul primar este să-și case de vacanță. Împrejmuire, ok.
că omul trebuie să-și facă gard, dar acord utilități tehnico-utilitare, după cunoștința mea, sus în deal la fântânere, nu există. Și ar trebui modificat titlul documentației. Iar dumneavoastră, orice aprobare îi dați, o condiționați de modificarea titlului lucrării, deși ați specificat clar în urbanist că nu sunt utilități, nu-i suficient, după părerea mea, pentru că urmează două alte puzuri în care solicitanții, deși aici în Ion Simionescu cu siguranță este apă, este gaz, este canalizare, n-au solicitat. Am văzut că unul are un certificat de urbanism din 2011, unul are certificat de urbanism din 2010. Deci, unul era după modificarea legii, asta cum ziceți dumneavoastră, unul era înainte de modificarea legii. Dar astea doi și trei nu au solicitat acordul de utilități. Deci, haideți să fim un pic corect, să nu ne pomenim că pe unul cu această aprobare vor să vină la noi, domnule, mi-ați aprobat și acordul de utilități, îmi puneți până sus în deal la doamna Petrescu, fiecare cuvântul lui se leagă de titularul, de problemele solicitate. Și atunci, fiecare va spune. În memorie. Plan urbanistic, tot așa, mai puțin că nu avem utilități. Dar ar fi bine să schimbi denumirea proiectului. Dar dacă ei au obținut o anumită documentație până la momentul ăsta și cumva ei vor fi obligați să reia anumiți pași, nu, asta e prima noastră hotărâre din Consiliu la pozul ăsta. Nu, încep și eu, dar când putem să-l întoarcem. După aia, da, prima, după aia la răilați, cum sunt celelalte două pozuri, nu mai putem. Dar dacă pleacă prost, asta încerc să vă zic. Am avut aici un istoric de documentații plecate cu denumiri greșite. Nu, eu altceva mai întâi. Dar poate ei au spus de utilități, ceilalți n-au solicitat. Nu poți să-i condiționezi, solicită și tu că au solicitat. În memorie fiecare bine știi rău, la fiecare beneficiare și de multe ori, uite certificatul de urbanist că scrie că nu are utilități, uite, peste un an spune. Dar domnul primar îmi dă dreptate tot. Da, și dar nu am spus că nu avem dreptate. Să avem grijă la primul punct, să avem grijă la primul punct, pentru că acolo e vorba de avioane, de aeroport. Și atunci spune, înălțimea va fi de un metru. Atât. Peste parter. Da. De un metru, atât spui. Uitați, regim de înălțime maximă, atât un metru, maxim. Colegii noștri vor studia și vor analiza maxim un metru autorizații, plus că va lua avizele de la toate, de la toate instituțiile abilitate, nu noi. Dar acum poate schimba titlul. Da, aprobăm condiționate. După aia, dacă o pleca greșit... Deși, doamnă, dacă îmi permiteți să intervin. N-ar fi nicio greșeală să lăsați și așa titlul. De ce? Dumneavoastră i-ați dat certificat de urbanism, omul solicită racordare la utilități, dar eu nu i-am stabilit că am utilități la poartă și mă oblig să-i asigur utilitățile. I-am scris în certificatul de urbanism că nu există utilități. Dom'le, vrei să-i racordezi? Poate vrea să-i racordezi la 10. Și eu știu treaba asta. Și eu știu treaba asta. Fondul se face prin fonduri proprii de către beneficiari. Ion Simionescu și am spus că se racordează în apă existentă, canalizare existentă. La domnul Patrick, așa. Și știți că din ce am înțeles, poate din întâmplare m-am întâlnit cu cineva care locuiește în zona aia și a zis că apa este pe stradă, dar nu e racordată în strada mare. Adică... Cine e racordată? Ceva de genul ăsta. Există utilitățile, da, dar nu sunt funcționale. Ei în continuare au fost, au apă de la puț, da, sunt funcționale. Da, pe Ion Simionescu, dar nu pe breteaua aia care se continuă acum cu puțul nostru. Deci, cumva, compartimentul urbanism, când să fiu un pic mai atent când da aceste aprobări și să verifici un pic. Acolo există canalizare până la aproape. Păi există. N-am zis că nu există. Dar nu sunt acordați. Dar nu e funcțională. Păi nu, dar nu e funcțional, a zis că nu. Nu să nu fie funcțional, dar când stau la pară, sunt depozit de cauza. Da. Nu e funcțional, că nu e acordat. Mulți nu știu că au în fața casei. Da. Mulți. Și aici să nu vorbiți de auzite. Costurile sunt mai mici când își fac o fosă decât dacă se au apucat să-și facă fosă, au apucat să-și facă puț și acum când s-au tras apa și canalizare, sunt costurile. Da, mai e o
problemă, doamna Petreanu, așa cum spune cineva, au casa sub nivelul șoselei și îi trebuie îi pompă. Bun, dar am deviat de la subiect. Da, păi, dar, ca aceste denumiri la Puzuri să fie corecte. Eu cred că ar trebui aici clarificat cu următoarea mențiune, deci când vor fi utilități în zonă. Da. Sau să se raporteze prin fonduri proprii. Domnul, că deja scrie în urbanism. Dar să fim în ordine. Dar să fim în ordine. Și în titlu. Sau conform regulamentului de la urbanism, să se raporteze prin fonduri proprii și prin investiții proprii. Dar nu poți, dar nu poți. Dar nu poți. Faptul că nu sunt dacă utilități existente. Ai extindere de rețea. Da, să-și fac extindere de rețea. Sunt acuzator că ai condiționat de extindere a Dacă vin la autorizație de construire cei de la mediu și văd că pe stradă este canalizare și tu ai puți, te obligă să te raportezi. Exact, asta spuneam. Te obligă. Este, nu mai rămâi și cu puți, că nu vrei tu să plătești sau... E vorba de cartiere noi înființate, dar noi de obicei la persoane citice le menționăm în... Ca să nu raporteze la canalizare. Deci, ce problemă, orice se poate... Unii au canalizare și nu profită, eu n-am canalizare și... Și vă doriți, da? Poți să mă retrag, da? Permiteți să mă retrag. Da, poți să mai zic, voi interveni. Sigur, da, cu drag. Deci pe care variantă mergem? Fără utilități? Care a spus-o dumneavoastră? Da, cu drag. Cu mențiunea aici, urmă, de același lucru. Da, care a spus dumneavoastră? Da, supunem la vot cine este pentru. Cu condiții. Cu condiții, am da. Da. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru investiția, sediu birouri, spații de depozitare și producție și împrejmuire teren, sat Himeiuș, extravilan, comuna Himeiuș. Beneficiar domnul Vieru Ioan și a regulamentului aferent acestui proiect. Proiect inițial de continuare Sava Constantin. Da, e proiectul care am dat anul trecut, dacă vă amintiți. Schimbarea destinației, cumva? Da. Poate nu poate de sus. Nu. Păi în vecinătatea lui Luptans. Au fost colegi, nu? Poftim? Au fost colegi, nu? Da. Da, da, ții citirea raportului. Păi, cred că l-ați citit și dumneavoastră. Era vorba de construirea unei societăți în zona rezidențială. Sediu birouri, da. Spații de depozitare și produse. Da, și pentru comuna noastră este benefic, aduce, creează locuri de muncă, venituri la taxe și impozite prin cele prin clădirile construite și alte avantaje. Dar nu are sediu social aici, nu? Deocamdată nu. Da, nu trebuie să ne opunem dezvoltării și nici la cartierele astea rezidențiale, nici la construcții, nici la nimic, dar atenție, la punctul ăsta, totuși, la un moment dat, eu mi-am amintit că noi, n-am avut timp să mă uit în urmă, am schimbat destinația doar prin curs. Domnul solicită destinația din teren, curți construcții, în firmă, spații de depozitare și așa. Ori în referatul nostru, acolo scrie teren arabil, curți construcții. Deci atenți un pic, la, de la arabil la curți construcții, au mai fost un pas. Deci de la intravilan în extravilan, de la arabil în curți construcții, că noi asta mi-am amintesc că am aprobat data trecută, nu? Dar când am demarat, era deja era deja, dar la noi, la noi, dacă să vă spun. În momentul în care se edifică construcția, terenul arabil devine curți construcții. Asta este procedura.
Înainte să specifică ce producție este acolo în zona sau în construcție. Îi trezim mai la... Ca să garanteze acolo zona de locuințe. Mobilier, am înțeles. Asta e un document. Producție mic mobilier, asta am înțeles că se va face acolo. Da, la asamblare din mobilier, nu producție producție. Dar la noi, la noi aici nu e normal. La noi am scris la da, dar în momentul în care ridică construcția, devine curs construcții de rea. Păi da, dar noi schimbăm din curs construcții în producție. Noi trebuia să avem deja curs construcții. Și țin minte că în celelalte acte era curs construcții. Doamna, dacă îmi permiteți. Aici a fost o situație puțin ciudată. Când am demarat uzul, așa. Nu era aprobat PUC-ul. Da, 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 așa. Și aveam și o bucată de teren da. Care aici păi era la final. Păi o parte era așa, o parte era așa, țin așa. Minte. Păi și după aia s-a avizat PUC-ul și partea de teren care era extravilan a devenit intravilan și a devenit curs construcții din arabil, locuințe, zonă de locuințe. Deci exact la jumătate s-a avizat PUC-ul nou. Și înseamnă că noi aici, referatul domnului primar, am rămas pe vechi. Să fiți un pic atent aici la referatul noi transformat din locuințe. Raportul de aprobare ăsta 5533 a dumneavoastră, da? Adică deja în mai noi eram în curs construcții. Sigur. Nu eram în arabil. Deja s-a avizat să... Deja s-a avizat, dar l-am avizat noi aici în Consiliu. Sigur. 4.021 de metri intravilan în zona de locuințe în extravilan în zona terenului agricol. Nu, e ok asta. Ăla care a rămas în extravilan, deși este terenul lor, a rămas în extravilan de ce? Că este în zona de protecție a periferală. O bucățică mică, dar restul, la mine am 4.200 aici, având categorie de folosință arabil. Mm. A, nu mai e. Îl aveți înainte de... Era înainte de... Da, haideți să facem noi în ăsta, în referatul ăsta, să înlocuim, da? La nord din terenul afectat... Da, dar nu înțeleg că el așa a fost aprobat la data de... Nu, l-am aprobat în curs construcții, îmi amintesc foarte bine, dar noi am modificat din curs construcție în producție și acum modificăm din teren arabil în producție. Da. Da. Să modificăm, păi, foarte bine, da. Dacă studiați materialele, mai găsim. Că la noi vind atâtea, uitați-vă ce e. Un om, doi. Da. Modific cu mențiunea. Să aprobă, trece la... Da. La punctul 3. Da. Este vorba de... Să chemăm și vă rugăm. Nu, dar nu, domnul, da. Să prezint eu, că eu, de fapt, am participat, domnul a fost... Da. Dacă sunt ceva probleme, pot să răspund și eu. Păi, să începem întâi cu utilitățile pe care... Suprafețele construibile și suprafețele de teren, pentru că noi am mai avut o problemă în celălalt pus, la cealaltă ședință, și am hotărât să nu mai venim cu dimensiuni de astea, cu suprafețele astea de 200 de metri și de... S-a modificat. La canalizare deja este studiată și este avizată cu pompă pentru... Stație de pompare. Stație de pompare pentru 5 metri, că atunci ajunge exact la nivel. E calculată acolo undeva la 2,20 panta și se duce undeva la 2 metri. Deci e o diferență de 20 cm, dar n-am vrut să mai zic și atunci am pus o pompă care să fie. Corectul, gazul este aprobat, corectul deja este aprobat. Iluminatul public? Este, dacă îmi permite, ce eu am făcut la EON pentru stâlpi de iluminat. Dacă sunteți de acord, deja este aprobat. Aprobăm, da. Sunteți la cele ori vasilite? Vasilita? Nu, e făcut, dacă știți, pentru că am dezvoltat zona și am făcut și canalizare și alimentare cu apă și acolo am pus un spații verzi pentru copii?
este la intrare. Da, da, este un spațiu de 700 de metri. Parcări și câte două în fiecare. Da, o planșă am putea să vedem și noi? O planșă. Drumul cum o să fie, domnul? Drumul de acces? Eu am băgat cu piatră cu un casat ca să poată să văd. Asta a fost primăria. Nu. Dar eu am pus și de tot și de crinul lui sunt străzi dezvoltate de mine. Și o să vină și o să zică la primărie de ei dau asfalt. Nu. Ba, așa, 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 și problema e că primul de anul în partea sfântă. Începe să speli ce așa să se speli. Mergeți pe turbuc și o să vedeți dacă mi-ai strat de 50 cm de piatră de asta de pus eu. Eu sunt piatră cu o casată și am făcut și pe turbuc de 5 cm. Adică nu era treaba mea. Erau drumuri de căruță care au fost modernizate tot de mine. Deci nu cred că a venit la dumneavoastră cineva nu putere la cartiere care a fost formatea cum ține știu cine te veni vor apărea în localitate, dar nu putere știu piatra aia cu status, nu știu. Eu vă spun, pe noi, dar vin piatra acolo, eu și diferențe, mai multe strate. Mai e și diferențe din nivel de acolo, să speri. Nu, eu vă spun că de la piatra, da? Pentru că nu se pune doar piatra cu o casată, se pune reprezențiuri, să pune piatra cu o care nu. Și la piatra se pune piatra cu o casată, de aia vă spun că care și face. Este locul de joacă din terenul dumneavoastră. La intrare, da? Aici avem o lățimea drumului am văzut 9 metri, da? Construcția de aici. 9 metri obligatoriu. 9 metri cu acest. Aici văd o construcție în spațiu de joacă. Nu, 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 aici spațiu. Asta e la vedere. Deci asta e cea mai bine. 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 Nu, spatea am proiectă s-a trebuit. Unii rustare în bani. Nu, 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 da, nu, drumul la ta. Nu, drumul, lasă-mă de joc. 10 metri. 10 metri. Pe spațiu verde, de fapt, așa ce vreți. Pe spațiu de joc. Păi, au pus un progres. Noi mai așteptăm și la comisii, că și când aveți timp. Să știți că... Dacă stăm acum 4 ore la o chestie... Este singurul moment în care... Deci astea se pot pune în format electronic. Domnul arhitect... Noi le avem. Le are, dacă le cere. Le avem pe stick, dacă... Nu, dar cel mai frumos, dacă mi-a plăcut și plăcere, se va vă la o dezbatere cu o zi înainte să mai discutăm chestiile astea. Dar oricum este un progres, sunt 300 și ceva de metri pătrați pilot față de 200 data trecută. Și parcă, dacă am fost... Ok, deci la proiectul numărul 3. Spuneți-mi. Dacă la spațiul ăsta verde, că nu-i spațiu de joacă, nu cele nu-i spațiu ăsta, e sigur spațiul verde, să rămână zonă. Cine este titularul? Se poate desemna o persoană cum am desemnat și la celelalte care... Nu știu ce, vrea să spună domnul, dacă să trece în registrul de spații verzi. În registrul de spații verzi nu pot trece din proprietăți particulare, chiar dacă ai tu spațiu verzi, dacă ești un particular, nu poate să fie registrat în registrul de spații verzi. Dar e proprietarul. Da, e proprietarul. Nu, nu e așa. Păi nu, acum e spațiu verde. Și după aceea, am mai avut cazul ăsta, s-a întâmplat la noi. Aveți tot în zonă, acolo. Se trece la vândut după aia.
După ce s-au realizat casele, rămânându-i proprietarului pe numele lui Terelu, l-a vândut la cineva și a făcut case pe el. Acum, ce? Nu se nu-i interesează. Consilia, dacă îmi permit, nici dacă vin, de ce? Păi dispare spațiul de joacă să fac casă pe el. Nu mai are casă. Păi da, așa s-a întâmplat. Dar nu e aprobat în pot. Când vine la primărie, nu mi-a primărie un pus făcut. Este un verde. Nu se poate construi, are 10 metri și chiar dacă s-ar vrea să construiască pe el, nu este construibil. Nu se respectă formă situația, e o chestie mai gravă. Nu se poate construi. Dacă primăria e atent, nu-l cumpără. Domnule, ai cumpărat ca spațiu verde. El e impus spațiu verde. Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? N-am stat nimic. O să-l cumpăr la spațiu verde. Împotrivă, abțin, și eu mă abțin. Deci am referitor la asfaltarea 2. Deci există asfalt. Dacă nu vădeți ce am acceptat. Dacă vreau să vă dați seama ce înseamnă... Nu sunteți voi în asfaltarea asfalt. Nu vorbim nici, nu știu cine... Și mai avem o întrebare. Știți care nu au fost mai întrebați? Dar tot în zona aia, acolo areți iau casele de duble cuplașe care le-au realizat noi. Este foarte mare. Toate chestiile astea sunt planșe. Eu de asta vă zic și vă rog încă o dată. Nu descoperim acum... Corect ar fi să vă notați, eu știu, în momentul în care venim pe comisii. Așa e. Nu, de fapt, materialul a fost la, pe comisii. Corect ar fi să aplicăm aceeași măsură la toată. Absolut. Eu nu asta mă refer. Eu mă refer la studiul ăsta acum, în timpul ședinței. Deci, doamnă consilier, uitați. Chiar mare. Pentru că am beneficiat de spațiul ăla de rezervă. Deci nu trebuie să fiți un pic îngăduitori și cu noi, pentru că li s-a atras atenția și în particular și public, că Hemeiușul avizează Buzuruite așa. Noi avem interesul să se dezvolte Hemeiușul ca zonă limitrofă a Bacăului, să fie o adevărată zonă metropolitană, cu cartiere, cu și cu blocuri, dacă vreți, dar trebuie să avem și infrastructură. Eu sunt în Comisia de Urbanism și Amenajare Teritoriului și la Consiliul Județean și la Primărie. Dacă aceste discuții sunt acolo... Arhitect, îmi transmite domnul Tudorache, vecinul meu. Așa, da, v-ați liniștit, da? Spune tot. Știu, păi de el e vorba. Nu trece în orice. Ce discuții sunt acolo până ajung la dumneavoastră? Știu. Vă mulțumim, o zi până nu mai vine. Vă mai arunim. Deci, doamna Peorean, dacă ea să intre un pic... Mulțumim, dar nu, doamna Peorean, dacă ea să intre un pic... Da. 3 de acum, întrebi rău, dacă întrebi... Punctul 4. Raport de specialitate privind propunerile de modificare a indicatorilor de cetru de venituri și cheltuieli pe 2022. Subsemnatul. Nu, scopim. În calitate de primar, având în vedere raportul de specialitate a doamnei Romiria la Consiliul Superior cu atribuțiile contabile în cadrul compartimentului buget finanțe al aparatului de specialitate, având în vedere prevederea legii 273/2006 privind finanțele publice locale, articolul 49, legea 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 și HCL numărul 6 din 8 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, precum și referatele înaintate de către compartimentele de servire. Partea de venituri, 200.000 de lei, excedentul bugetar al anilor precedenți, 200.000 de lei. Partea de cheltuieli, 200.000 de lei. Învățământ, 100.000 de lei și servicii publice, 100.000 de lei. Am luat
de acolo bănuți din fondul de rezervă pentru a rezolva problema la... la... Deci dăm 100 de mii la învățământ și 100 de mii la... servicii publici. Servicii publici, da. Ok. Gaiul să apară în discuții, dacă sunt. Spunem la vot cine este. Dar pentru ce dăm? O să apară materialele, materialele următoare. Punctul numărul 5. Este vorba de alimentare, lucrări de întărire de rețea pentru alimentare cu energie electrică, anexă gospodărească, Crian, strada Căpușințe, numărul 7, Spisap, Comuna Himeș, Bețul Bacău. Cine este pentru? Pentru ce? Proiect numărul 6. Prezentare de aprobare prin regulamentul local cu privire la emiterea acordului prealabil și autorizației privind execuția de lucrări de branșamente și acorduri executate pe domeniul public în zona drumului public de interes local la infrastructura tehnico-utilitară existentă în zonă. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoare. Potrivit articolul 11, alineatul 7, litera E, din legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, lucrările de branșamente și acordări executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-utilitară existentă în zonă, se pot executa fără autorizație de construit doar cu acordul autorizației administratorului public. Pentru aplicarea prevederilor articolului mai sus menționat, este necesară elaborarea unui regulament. Prin acest regulament se vor stabili avizele acorduri necesare în vederea eliberării autorizației de execuție pe domeniul public, evitând unele neplăceri cauzate de lipsa acestor. În temeiul prevederilor articolului 136 alineatul 1, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre pentru regulamentul local cu privire la emiterea acordului prealabil și autorizații privind execuția de lucrări de branșamente și acorduri executate pe domeniul public din zona drumului public de interes local la infrastructura tehnico-utilitară existentă în zonă. Cine a studiat regulamentul, să ne facă câteva precizări. Vă felicit că l-ați făcut. Pentru că s-a modificat de atâtea ori legislația, iar Chemeiușul acum face parte dintre primăriile cu care se lucrează mult mai ușor. Au mai rămas câteva în județ, nu dau nume aici ca să... cu care se lucrează în continuare foarte greu, dar la Chemeiuș se obține autorizație. Deci pentru anumite tipuri de lucrări nu mai trebuie autorizație de construcție, zis legea clar. Și dumneavoastră văd că v-ați aliniat aici cu regulamentul ăsta. Am stopit un regulament propriu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Numărul 7. Ba da, este. Am uitat să zic, una dintre taxele cele mai bunuțe la Chemeiu și 64 de lei, la ceilalți 13 lei, 12 lei, 10. Pentru că acum utilitățile se fac cu acordul administratorului drumului public. Condițiile în care primăria este administratorul, așa, și-a luat o taxă din domeniul public. O să stabilim, să vedem cadrul legal în luna lui decembrie, cum vom aproba infrastructura taxei de 2023. Da. La punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție, montare lămpi de iluminat public pe stâlpii existenți pe strada propriilor de sat în Emeș, comuna Emeș, de Așa cum am discutat și am aprobat și la ședința din aprilie. De data aceasta, acești lucrări și operațiuni vom face cu strada propriilor, în colaborare cu cei de la Orange,
ei ne vor asigura scârbiți și noi vom dezvolta rețeaua de iluminatul. Și aș spune de scârb de existență. Și mamarea a lucrărit, domnul... Nu este proiectul. Da, și acum un punct unde se duc o parte din bani. Da, proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind supravegherea video și sistem antiefracție pentru unitățile de învățământ pe raza comunii Hemeiuri de Țubacău. Cred că știți problema, am mai analizat-o și în alte ședințe cu supravegherea de la școli. În urma unor necazuri care s-au întâmplat acolo, da. Nu în clase, că nu este voie. Pe holul, da. Și s-a făcut conform... Aici sunt 5 obiective, dar eu ziceam și mă gândeam să fie și căminul curul. De ce nu? Da, dar nu poate să ceară la școală, deci nu proiectul. Da, da, da. Acest obiectiv este în deținut de primărie. Și camerul cultural trebuie făcut, dar tot sperăm în modernizarea acestei care... După ce am modernizat, după aia nu... Adică poate fi așa, poate întâlnim o baie, nu? Asta era modernizarea. Poate îi facem o baie și acordăm la apă și la canal. Trebuie. Mai mult, da. Supunem în la baie... Cine este pentru? Așteptăm să vedem cum obținem bani de la CNI, că noi suntem într-un program, Cămina. De câte știți dumneavoastră pe Iboțul cu grădinița? Poliția poate să ne spună când de vedere. Da, nu zic, poate ați auzit de asta. Neoficial sunt pe urmele... Sunt de... lucruri destul de clar. Sunt suspect. Da. 8-9. Proiectul Se aprobă organizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ înregistrate în unitatea administrativ teritorială din Iași de Bacău, anul școlar 2022-2023, după cum urmează, la școala gimnazială Grigorie de Băcaru Hemeiuș, un număr de 85 de preșcolari, 143 elevi. Școala gimnazială Iosif Ionescu Ilieci, 20 de preșcolari, 169 de elevi. În plus față de asta, vreau să vă spun că ieri am mai depus o solicitare de suplimentarea acestor locuri, pentru că avem foarte multe cereri din prima zi de înscriere la grădiniță. Locurile sunt depuizate, locurile disponibile, și atunci am mai solicitat să facem un artificiu, pentru că nu se poate înființa o grupă de program prelungit la Ghieci. Nu ne permite infrastructura cumva să facem acele rețele de intrare, de ieșire, mă rog. Și atunci am convenit să pe cei de la program normal de la Hemeiuș să-i ducem dimineața cu microbuzul și să rămână program normal pe Ghieci și să mai facem o grupă de program prelungit la Hemeiuș, pentru că toată infrastructura este pe program prelungit. Acum să vedem dacă ne și aprobă. Cu respectarea numărului de copii la tot? Absolut respectarea, dar nu despre asta este vorba. Este vorba că solicitări sunt și pentru Ghieci. Doar că legea nu ne permite atât timp cât nu avem traseele bine stabilite. Noi am făcut o adresă și către DSV Bacău. Au venit cumva și s-au uitat de ce voiam noi să facem, adică noi am trasat cumva că aici vrem să facem bucătărie, aici, dar spațiul nu ne permite. Poate dă Dumnezeu și vom termina și clădirea aia care este alipită, începută de... Nu știu că zice dumneavoastră, mă scuzați că intervin, dumneavoastră știți, dar acolo a fost o clădire începută, abandonată,
procese care nu se mai terminau. Între timp constructorul a decedat, lucrurile s-au mai rezolvat. Trebuie să vedem ce facem. Odată cu moartea lui s-a terminat. Să facem o expertiză și dacă o să fiți de acord, să punem spre aprobare și o să continuăm să-i dăm o utilitate că de la an la an numărul de copii pentru grădiniță, la noi în comună crește. Cert este și trist este faptul că foarte mulți vin și își înscriu copiii la grădiniță, după care la mulțumesc primar și pleacă da, la școlile din oraș. O să încercăm asta este convingem să se implementa așa. Problema este ca și idei de principiu, dacă toți suntem aici la rețea școlară, eu chiar vă rog să analizați posibilitatea de a ridica grădinița asta de la Emeiuș, să-i facem un etaj sau o mansardă, o ceva, ca acolo să-i facem... Am înțeles că ar permite. Noi am întrebat așa un constructor care să zice că la ce îmi place. Dar ca idee de perspectivă, dacă s-ar putea face treaba asta cu mine. Să luăm avizele acum, pentru ceea ce avem. Corect, așa este. Corespunzătoare să funcționăm în regulă. Știți cum e nici numai mâine, nu-i voi. Mâine încep iar un an școlar, se termină imediat, abia apucăm să ne dezmedicim și deja e gata. Și tot așa vor veni copii și ne doare sufletul că vin copii de pe raza comunii și nu ai unde să ne scrică. Nu știu cum va mai funcționa, mă refer la legea 1, sunt atâtea de chestii întortocheate și atâtea blocaje întâlnim tot de la Ministerul Educației, că ți-e și frică să te apuci de lucrarea din asta, pentru că va trebui să închid grădinița. Și ce fac eu pe un an sau doi sau trei cât urmează un proiect și cât ne amână cu finanțarea, ce fac cu ăștia care i-am acolo? Dar școala de la Linieci, întreb și eu, școala aia de la Linieci de pe drumul național, de acolo, de lângă container. Da, de lângă containerul la telecom. Da, aceea nu mai este funcțională, nu mai aveți nimic în ea, nu? Nu se poate schimba destinația în grădiniță? Deocamdată, părerea mea este că vom sta un pic pe loc, pentru că în momentul în care va începe reabilitarea, undeva copiii ăștia vor trebui mutați. Și atunci ne-am gândit că acolo vor face cei de la învățământul gimnazial în ture, în schimburi. Dimineața, Tăbăcarul, Pamea Simionescu sau pe noi care o să-i lăsăm în școala nouă. Păi în școala nouă vor fi cei de la primar de aici? Deci pe, aici, la primar, la Tăbăcaru, avem două părți, să spunem, primarul și gimnaziu. Da. Primarul să-l punem tot la primar, pentru că e vorba de clase, de cum sunt dotate clasele. Și vor învăța, ne-am gândit noi anul viitor, multe module. Modulul 1, cei de la Simionescu dimineața, iar la modulul 2 se schimbe un pic ordinea, ca să nu existe discuții că noi numai dimineața, ceilalți numai după amiază. La gimnaziu, în partea cealaltă, tot la fel. Pe module să învățăm o parte dimineață, o parte după amiază. Așa ne-am gândit, apoi vom vedea. Și cu timp, probabil că se va schimba destinația și că păcat de clădire. Interior, de ce ne-am gândit acolo? În afară de faptul că parchetul este umflat și, bine, a fost și scos, a fost ridicat, miroase la Lilieci, dar parchetul ăla, domnul primar, am avut o discuție să-l batem înapoi și să punem o mochetă sau un linoleu, ca pe perioada asta de un an de zile, provizor. Nici să investim foarte mult, pentru că nu știm ce proiecte vom prinde și atunci zice pe investiții deja existente, nu mai investim. Să vă zic de grădiniță, dumneavoastră să știți că decât să modernizăm o grădiniță și să-i punem un etaj și să facem expertiză și să facem așa, e mai simplu să cere o grădiniță nouă, dumneavoastră știți? Mult mai simplu. Dar trebuie teren pe proiecte noi. Pe proiecte noi. Dar dincolo sunt proiecte. Da, trebuie să identificăm grădiniță. Dar ce se întâmplă? Noi avem o grădiniță la Simionescu acolo. Mai avem încă o grădiniță abandonată, așa. Te mai duci acum când o grădiniță, nu ne mai facem. Și pe ce e și așa? Acum știți ce se întâmplă? O grupă, dacă o suplimentezi, bun, poate faci numărul de copii. Dacă se face o grădiniță, trebuie să faci o expertiză și un studiu serios ca să construiești o grădiniță. Așa că mai aprobăm o grupă, că îi mai ridicăm un etaj ca să-i facem... Păi aici s-au făcut atâtea chestii în curtea școlii astea la Tăbăgaru, că nu mai nu să mai faci nimic. Da, am vrut să fac o sală de sport și nu ne-am încadrat. Nu ne-am încadrat ca și spațiu între cele trei. Da, copiii de la Chemiuș nu am plecat în clădirea liceului.
Păi, tocmai la asta ne-am gândit la minimul de investiții pe care le putem face. Aici, la liceu, ar trebui centrală, ar trebui din nou sistemul de încălzire, adică investițiile ar fi mult prea mari doar pentru un an. Poate dispărut toți. Nu, sunt acolo caloritele, toate, dar e posibil să fie spartă. Mai sunt, da, mai sunt. Tot în da. Dar am înțeles clădirea veche la Lelie și a fost inventat și casată. Nu, s-au găsat șapte bunuri pe inventar. Dar unde se casează că abia am preluat inventarul? Acum s-a preluat inventarul. Nu, inventarul vei, conducerea vei. E gata că și acum să le adică să ne mai fie funcționale, adică n-au mai fost folosite atâția ani. Și deschizându-se ușile, geamă, toată umezeala s-a adunat în interior, e normal să... Pentru a îndeplini condițiile, pentru că a intervenit partea cealaltă, deschidem, dar a venit DSP-ul. Nu este avizat DSP și iată din una în alta, că așa e la noi. Păi așa am plecat acum cu solicitarea asta pentru o clasă, că nici nu știu de unde să pleci. Ca să soliciți trebuie să ai număr de elevi. Când vine părintele să te pună cererea, te întreabă dacă ai clasă. Păi tu cum să spui clasă dacă eu fac clasă? Deci ne scârpinăm cumva... Am plecat undeva, am zis solicităm și vedem noi mai departe. Au apărut criterii noi de repartiție a copiilor? La noi, noi nu avem criterii specifice, nu în afară de circunscripție. Da, sunt la oraș. La oraș, da, pentru că e numărul foarte mare. Dar e clar că respectăm condițiile generale. Adică nu acceptăm copii sub 3 ani, în detrimentul celor de 3 ani. Dar la repartiția copiilor e educatoare. A, nu, nu, nu. Haideți să te văd. Ce educatoare vom avea? Mai vorbim la diverse, dacă nu vreau să vă... Supunem la vot, cine este pentru? De acord. Corect, domnul, da. Dacă te poți ori... Punctul 10. Proiect să fii copii. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și susținerea financiară pentru organizarea evenimentului Culorile Copilăriei 2022, Ziua Copilului. Doi dințele de domnul primar Sava Constantin. Toți sunt eu copii. Am văzut. Ați citit, ați văzut despre ce-i vorba, dacă vreți dau citire la proiect. Am un program în spate, făcut în colaborare cu Ieso. Eu vreau să vă spun că n-am studiat, nu e aia. Cum să nu fii? Nu, nu l-am primit. Am primit ce este la mine nouă și e de fapt 10, da. Trebuia să fie și documentați. Dar este aici, nu? Da, este, e adevărat. El nu era. Deci eu pus în program că studiez. Da. Și vrem să facem în două puncte, Andrei și Ești, locul de joacă de acolo și SOS, curtea că e mai mare ca să ferim copiii din... Apropo de locul ăla de joacă, că ați spus dumneavoastră, am înțeles că sunt multe plângeri și solicitări că nu există un grup sanitar acolo, nici măcar din astea ecologice, mobile. Așa este, dar cine îl întreține? Grupul sanitar? Da, eu fac un grup sanitar. Cine are grijă de el? Unde? Acolo, la Andrișești, la locul de joacă. Sunt copii acolo și fac pipi din... Da, fac pipi din șansă. Se poate încheria. Sunt societăți care se încheria. Știți cât costă un grup sanitar? Nu știu, am zis. Da. O să găsim să facem un abonament la noi, dar nu mai este un grup sanitar. Este ceva... Deci noi am vorbit înainte de a se face, o să... Măcar la experiment, dar nu ar trebui să vezi. O să fie și toaletă pe care să o folosească și cei de la Maxi Taxi, da. Dar la Maxi Taxi, iată, discuții, pentru că au vrut la început, dar ca să le concesionez o bucățică de teren de acolo, apăram iar grădin la legi. Legea 1, legea învățământului, terenul era în curtea școlii, școala era în Ministerul Educației, terenul era nostru, nu puteai să-l concesionezi și iar un loc între timp s-o modificat și legea, s-ar părea că am putea face ceva, dar trebuie să-i concesionăm cel de la SOG. Dar și acolo aceeași probleme. Cine va face curățenie? Că după ce deschidem toaleta, o să ne trezim cu poze și cu filmări, că uitați cum arată. Corect. Cum angajez eu, cum plătesc un om să întrețină o toaletă la locul de joacă? Dar în școală acolo nu era alături, în clădirea aceea? Școala numai din 2008 funcționa. Dar acum o să dăm primărie Bacău, dacă ea e transportul.
Dacă eu să nu o să suntem asociați, nu. Da, atunci o să fie stație modernă, să fie tot. Da. Și pe da, e o idee bună și cu, cu... O să încercăm să găsim o soluție cu cineva care să ne aducă, să-l schimbi din când în când, că asta e ce se face. Mă ales pe perioada verii. Cât e vară și cald, da? O să găsim altă, o să întâmplăm altă problemă. Dar să pot mânta de ce e ecologice, de ce-ul, pardon, așa e ecologice, și cu specificația să le îngrijească, să le îngrijească la un moment dintre oameni. Da, asta vreau să vă dau un abonament de ăsta, este foarte costisitor. Da, trebuie să... Asta e, o să ajungem la nivelul când o să trebuiască, decât să plătești un angajat, decât să... Poate ești de lei. Nu este adevărat. Un angajat, un consum... Da. Copiii au o societate care se ocupă cu așa ceva. Este în jur de 18-20 de lei pe zi, cu curățarea acestor WC-uri la înțelegere, săptămânal, la două săptămâni lunar, cu deratizare, cu vacumare, cu hârtie, cu apă. Nu poți să faci o săptămână. E pe lună, înseamnă. Pentru că trece unul de unii trece de acolo, de întrecători de la copii. De la săptămână, nu primar. Dar nu ne-am eu garanția că duc numai copiii. Poți să-l oprești pe... Ne-am asociat cu cei de la SOS, întrucât doamna de acolo are experiență în domeniu și are mult mai multe cunoștințe referitoare la, la aceste evenimente și zic să, să se bucure și copiii noștri de... Așa înseamnă mâine, nu? Nu, nu am, la sâmbătă. Am fost la fel și aici programați, o să spun, sau nu știu cum să-ți mai spun. Este foarte aglomerat, nu găsim animatorii, iar cei de la școlile noastre am înțeles. Plus, da, plus că ai noștri copii de la școală sunt plecați în excursie. Da. Și atunci, ca să... Ziua cea mai potrivită a fost sâmbătă. Iar cei de la SOS au asociat cu școala. Da. Și școala are da. Anumite... Cei dintre dumneavoastră care sunteți liberi și aveți timp și vă faci plăceri, vă așteptăm. Bătălii cu apă, invitații, carting, și veniți cu nepoții, veniți cu copii, veniți cu vecini, finioții și noi să fim copii. Care mai avem părinți, care mai aveți părinți, sunteți încă copii. Da, da, da. Corect. Supunem la vot. Este pentru, împotriva, obține. Da, e un buget aproximativ, acum o să vedem din tot programul ce se îndeplinește, ce nu se îndeplinește. 20.000 este bine, doamne. Da, da, da. Da. Ca și cei care vor desfășura activități, să-i voluntar, de exemplu, cei de la școală. Da, 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 da. Da, e bine. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Comuna Hemion, județul Bacău, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022 și încheierea contractului de asociere. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. Da, ca în fiecare an, știți că unitatea noastră administrativ-teritorială trebuie să încheie un contract de parteneriat cu Consiliul Județean pentru persoanele cu handicap. Da, am aprobat în fiecare an sumele astea și trebuie astea. De ce mai am? Sunt la fel ca anul trecut, nu am mai... Nu, nu. N-au mai venit. Avem persoane care sunt în anumite centri. Supunem la vot cine este pentru, împotriva, abțineri. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de dezinsecție prin pulverizare a suprafeței de intravilan, probabil teren intravilan, pe teritoriul administrativ al Comunei Hemion, județul Bacău, și alocarea de fonduri necesare pentru această activitate. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. Da,
Așa este, că îl vom încerca să facem cât se poate pe suprafața de intravenan, numai că nu va fi așa o... Delimitare. Exact, nu poate să o facă din avion. Am făcut în fiecare an, de asta am supus pe aprobare în ședința de mai, pentru că noi în iunie deja trebuie să facem prima dezinsecție. Și ținând cont și Bacău, ar fi bine și să încerce și imaginea să facă, pentru că efectul ar fi mult mai mare, dar ținând cont că cei de la Bacău fac în fiecare an, noi vrem să venim în continuare cu acest tratament. Deocamdată avem acordul din principiu de la dumneavoastră pentru a face această activitate. Prețuri și cantități nu am încă la această dată Rămâne această suprafață de teren pe care am avut-o în anii din urmă. Chiar dacă suprafața din comunii noastre la această dată este de vreo 900 și hectare. Rămâne 600. 600. Păi avem 292 de hectare din Buc, dar asta nu înseamnă că doar din Buc. Cele 293 de hectare sunt populate de în casă. Și atunci nu o să mergem la maxim, o să încercăm să mergem tot pe 600, hai 700, cumva să nu... Da, să putem la bugetul. Aș vrea să întreb eu ceva, deci soluția definitivă are și un caracter sistemic, în sensul că se dă și preventiv sau doar pentru un material? Adică, sincer să nu, nici încă nu au apărut în țară. Încă nu au apărut, dar nici nu o să dăm până când. Deci, asta vreau să dăm. Au perioada de evoluții, nu știu, 20-30 zile, nu știu să vă spun exact, pentru că aveam normele alea în bureau. Au venit acolo preventiv. Ei vor apărea undeva în iunie, în momentul în care să fie... Și a doua tranșă, vor prin apă, sub urmă. Se bea greu, îi scot ochii, prin unanimitate să reacționă. Da. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și sărbătorirea Zilei Comunei Hemeriului de Bacău în perioada de 17-19 iunie 2022 și a programului de activități de leg juridic de această ocazie. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Cu pandemia... 2 ani de zile nu s-a mai făcut acest eveniment. Am zis să încercăm din nou. Să putem să ne mai întâlnim cu toții, să se revadă unii cu alții, cei de la Liliești cu cei de la Andrieșești, cei de la Fântânele cu rudele din Liliești. Așa. Cei care au mai fost în Consiliul Local să aprobați, ați participat la asemenea evenimente, mai știți. Dar o să dau citire un pic raportul, că nu știu dacă l-ați citit sau nu l-ați citit. Nu era în program. Toate care au fost aici ieri... Deci uitați-vă ce vă spun eu. Ascultați ce vă spun eu. Poate ați avut vreo nelămurire. Deci numai programul ieri nu a fost, într-adevăr. Haideți să începem cu referatul de aprobare. Manifestările organizate în comuna noastră cu prilejul zilele comunii mele și au fost apreciate de cetățenii comunii și acestea așteaptă cu nerăbdare organizarea acestor evenimente. Programul de anul acesta va cuprinde seară la Castelul Roșu, vartet, pian și recital de romanțe. Nu unica asta, felicitări. Nu a fost ca întrebare. Numai că ne l-a organizat altcineva, am trecut. Anul ăsta trebuie să-l organizăm noi. Castelul din Parcul de Îndrăgostire. Da, nu știam. Spate dansa, nu ți se vede. Mai târziu. Dar atunci să aveți grijă cu scaunele și cu băncile și cu... Vedem, pentru că de data asta... Și cu toaletele, deci... De data asta e organizat. Nu, dar reprinse, n-au fost, da. Cum să nu, dar trebuie... Întrece sportive individuale sau pe echipe care angrenează majoritatea timpilor din comună. Asta e vorba de vină. Prezentarea unor programe artistice de către elevii școlilor generale și SOS Satele Copilor din Hemeriu. Spectacol artistic în aer liber susținut de către artiști consacrați. Un comitet cu interpreți de muzică ușoară sau populară, tineri din comună.
mini târg de produse tradiționale și produse agricole ale locuitorilor comunei, de alte lucrări ale copiilor, inclusiv cei de la SOS, Satele Copiilor, Hemeuș. Premierea câștigătorilor de la întrecerile sportive, expoziții de carte. Și aici vă propun structura comisiei de organizare în anul 2022 a evenimentului menționat mai sus. PNL, PSD, vor face, nu domnul Zota nimic. Vor face parte. Fără parte. E de persoană. Deci, domnul Zota, am dat un pic. Sunt 15 persoane nominalizate aici. Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată, dacă într-o echipă un coleg nu a putut să participe, a avut un eveniment în familie în weekendul ăla sau a avut o problemă personală, noi am făcut o propunere. Dar bine ar fi să fim toți consilieri prezenți, pentru că oamenii și-au pus speranțe. Noi, unii dintre dumneavoastră, vă uitați și acum pe Facebook la comentariile care sunt, n-am văzut un consilier să intervină, să spună, bă, vezi, ieși un pic până la poartă, că apa trece prin fața porții, sau nu știu ce. Vă feriți că, ce știu, doamne, intru în conflict. Nu uitați că peste 2 ani veți merge iar pe la porți. Și o să vă întreb, o să fiți taxați. Bine ar fi să explicați oamenilor, că oamenii poate nu știu, sau să știu ăștia abonați. Care sunt abonați? Asta e, n-ai ce să-i faci. Dacă faceți o sinteză așa a comentariilor, n-ai ce-i mulțumesc niciodată. Dar e bine să vă vadă lumea. De asta eu vă invit la orice eveniment, că nu e evenimentul primarului, nu costică sala, au venit cu bani de acasă și au făcut evenimentul ăsta, îl fac cu sprijinul dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră, fac pentru care v-am apreciat de fiecare dată, v-am mulțumit de fiecare dată că ați susținut, ne-ați aprobat. De asta vreau și vă invit să fim alături, că până la urmă oamenii nu sunt alegeri, nu sunt competiții, suntem în mijlocul oamenilor. Toată lumea. Da. Bănuiesc că colega mea de la Cultură, doamna Roșu, o copia din materialele de anul trecut, de acum 3 ani. Constantin Sava, primarul comunii, Tancă Iulian, Roșca Dumitru, consilier local, Pascu Puiu, consilier local, Patrick Ioan, consilier local, Petrica Ioan, Patrick Ioan, așa, Petrica Daniel, Dan Ovidiu Iulie, Daviduța Antonina, Marinoi Rodica, director SOS, Zanfir Marius, profesor școala gimnazială, Drumea Adina, profesor școala gimnazială, profesor de sport, Roșu Niculina, referent, Silisteanu Gabriela, învățător, Țuțu Dana Maria, profesor școala gimnazială, Roșu Marcel Rieru, polițist local. Astea sunt o parte din cei care participă. Acum, cum am mai făcut și de alte dăți, o să ne întâlnim cei nominalizați aici și dumneavoastră, care vreți, care vă doriți, să facem, să ne împărțăm pe comisii. Unii o să ocupi de echipa de fotbal, unii o să ocupi de tenis, alții de șah, alții de atletism. Vom face premierea, ne vom organiza cupii, diplome, că va trebui centralizate și făcute. Câte grupi, câte echipe. Cei care au mai fost, eu despre ce vorba, ca să putem face un centralizator și putem comanda materialele să le avem în momentul când îi premiem. Comisia menționată mai sus va întocmi programul activităților culturale, artistice și sportive pe zile, precum și locația pentru desfășurarea fiecărei manifestări. Costurile alocate vor fi suportate de la bugetul local și prin sponsorizări. Consiliul local, urmând, a analizat și a aprobat suma de 50.000 de lei, ne-am propus o sumă. Suma alocată va fi folosită pentru achitarea contravalorii, închirierea unor scene portabile, asigurări servicii medicale, achiziționări cupe și diplome și medale, achiziționări WC-uri ecologice, achiziționări programului artistic. Am mers cu indicii de inflație după suma din ultimul an. N-am îndrăznit să ne gândim la o sumă prea mare, nici nu prea mică, nu poți face nimic, pentru că se desfășoară pe perioada a 3 zile. Nu e o singură zi, de la ora 14 la ora 20 sau 22. Știți, cei care ați participat și sunteți mai vechi în Consiliul Local, zic eu că ultimele sărbători care au fost făcute au fost de calitate și cu artiști. Locul de soșoare tot acolo. Tot acolo deocamdată. Până o să avem... Acolo unde? Pentru sâmbătă și duminică. Pentru sâmbătă și duminică, vineri va fi întâlnirea la parc. Fața parc pentru zile. Va trebui să ne mobilizăm foarte bine și cu disciplina, și cu securitatea, și cu tot ce trebuie în parcul dendrologic. Pentru că dacă o să mi se aprobe de către cei de la ICAS
evenimentul acolo, va trebui să lăsăm ordinii cum am lăsat și când, am avut evenimentul cu doamna Lucica Pădurară. Toți vor fi, toți dintre dumneavoastră, vor fi implicați și vom fi implicați în... Și responsabili în același timp. Alte îmbunătățiri față de ani din urmă, alte discuții, cei care știți sau poate aveți alte idei. Aveți invitați pe careva? Aveați de aici, local, aici, pe vremuri, mai era, mai cântau copii, mai... Asta tocmai s-a spus, că sâmbătă vor fi copiii din școli și din comună, în principiu, nu neapărat de la școli. Vom promova toți copiii din comuna noastră. Cei care v-am amintiți, am descoperit și am promovat pe parcursul celor 3-4 ani la sărbătorile, la zilele comune, la sărbătorile de iarnă, cu obiceiuri și date, și am încercat mereu să promovăm și comuna noastră. Noi nu am găsit, când am venit în 2016, nu aveam echipă de dansă, nu aveam multe lucruri în zonă. Și ne-am dorit să avem și noi un ansamblu, dacă s-ar putea, cu dansatori, cu... Echipă de dansă a fost în perioada 2010-2012, mai a fost și mai întâi echipă de dansă. În 2016 nu am mai... 2016? Da, nu mai era. Ne-am ocupat să ne cumpărăm costumi, să ne cumpărăm tot ce trebuie, să avem și noi comuna noastră să ne prezinte. Din păcate a venit pandemia, am reușit doar să participăm la un concurs la Iași și la un concurs la Poduri. Da, alte întrebări? Dacă îmi permiteți, eu nu pot să particip acolo, am probleme de sănătate și nu pot stau. Acolo trebuie prezență fizică, eu am experiență de două organizări, vineri, sâmbătă, duminică. Nu, da, domnul Rostar. Și da. Sunt, am probleme de sănătate și nu pot să fac. Poți să ajut pe cel care o să te ocupi acolo, să-i dau un trei. Dar poți să ia locul nu te cine vine în locul cu fotbalul? Te ocupi? Dumneavoastră, ce vreți, fotbalul sau tenisul cu șac? Eu am tenisul cu șac. Vorbim, asta o să discutăm. O să stabilim o întâlnire în săptămâna, înainte cu o săptămână de. O să vă... Eu cu domnul Petrica Daniel, tenisul așa cum eu. Ok, să punem la vot cine este pentru. Cine înlocuiește domnul? O să scriu acolo. Cine vrea să înlocuiască domnul? Doamna, vă pregătă la fotbal? Nu. Adică nu e chiar ușor. Nu, vorbim problema la Dinamo, e mare seara. Nu e obligatoriu că noi, când o să întâlnim în săptămâna aia, o să facem echipele așa cum vrea fiecare. Eu vreau aici, tu vrei acolo, nu e ceva care îi văd în cui. Mă puteți trece în locul domnului Roșca, în sensul când e rotim. Dar nu mă duc la fotbal. Nu, doamne, o să mergeți la șac sau la tenis, că acolo o să sigur o să vă place. Nu lăsați-l cu domnul Venichel, dar nu lăsați-l cu domnul Venichel. E vorba de niște copii, e vorba de persoane în vârstă care... Deci eu vă spun că este greu să-i ții... Nu, sunteți toți pe postul de dumneavoastră, pe locul meu, nu-i nimeni rezervă. Punctul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției, schimbare pompe, puț forat pe 1 plus pe 2 și înlocuire tablouri de automatizare a acestora la sistemul de alimentare cu apă în comuna Nemeni, județul Bacău, proiect inițial de domnul Comand. Să sperăm că sunt ultimele cheltuieli care cred că le mai facem. Am început deja, dacă ați văzut masa de aici, semnarea contractelor. În momentul când am venit la preluare, s-am semnat contractul de preluare, ne-au mai... ceva, da, automatizări la stația de pompe, pentru că nu era prevăzut un proiect la vreme, ce nu era cum solicită domnii de la... Da, mai se mai adâncim puțurile ceva, nu? Cum? Mai trebuie să adâncete puțurile sau... Deocamdată nu mai zicem nimic. Sau decolmatate. Păi ne-am decolmatat. Oricum, la 2 ani ar trebui. Urmează, dacă o să... În orice caz, e pe 1 plus pe 2. Păi da, dar urmează pe cheltuia la lor de acum, nu? De acum nu mai avem treabă noi. Iar din analiza făcută... Sperăm, da.
a apei și a sistemului de informare, reiese că pompa 1 și pompa 2 ar avea anumite perioade când nu funcționează la capacitate sau nu știu ce se întâmplă. Și atunci, văzându-l în calculator, au zis că și aici ar fi o problemă. Și ne-am angajat că le cumpărăm pentru că ferească Dumnezeu de o avarie, primul care e acuzat și primii care sunt, e primăria, primarul, că s-a oprit apa din cauza primarului. Da. La primărie. Nu vrem să dezamăgim populația. Ne-am chinuit 2 ani de zile. Am... Au ieșit din garanții care au existat acolo? Da. Se știe azi de mult. 2014 a fost decembrie. Da. 2019 au ieșit. Și zic să facem, că facem tot pentru locuitorii noștri, tot pentru comunitatea noastră, această investiție va fi de... Sperăm că e ultima. Sperăm că e ultima. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Potrivă, abține, unanimitate. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 12 din 28.02.2022 cu referire la aprobarea dezlipirii imobilului teren cu suprafață de 100 de metri. Pătrați Dimitra Mirandu, Comunii de Mioș, Județul aparținut domeniului public al Comunii, identificat cu numărul cadastral 68.325, scris în cartea funciară al Comunii de Mioș, Bacău, cu numărul 68.325, din suprafața totală de 86.565 de metri. Pătrați, proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. Dacă vă amintiți, am mai avut pe ordinea de zi această problemă. În schimb, când au ajuns la OCPI, au zis că nu-i bine și nu a fost forma în care trebuia, nu a sunat cum trebuia să suni. Și atunci noi o să aprobăm așa. Se aprobă dezlipirea imobilului de teren în suprafață de 100 de metri pătrați din Instagram, Comunii Himeiuș, Județul Bacău, pe timpul ăla de la Grapa, din partea de noastră, așa, pentru stația de reîncărcare. Identificat cu numărul cadastral 68.325, înscris în cartea funciară a Comunii noastre, a Comunii Himeiuș, Județul Bacău, cu numărul 68.325, în suprafață totală de 120.500 de metri pătrați. Se modifică articolul 1 aliniatul 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 12 din 28.02.2022 prin aprobarea dezlipirii imobilului de teren în suprafață de 100 metri pătrați din cartierul Comunii Himeiuș, care va avea următorul cuprins. Imobilul, teren menționat la articolul 1 este situat în satul Mieș, strada Gării, Comuna Himeiuș, de Bacău, identificat cu planul de amplasament, delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, anexa 1, planul de amplasament și delimitare a imobilului și suprafață rămasă de 20.400 metri pătrați, anexa numărul 2, și planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafață de 100 metri pătrați. Se completează articolul 1 din hotărârea Consiliului Local, numărul 12 din 28.02.2020, privind aprobarea de subiei imobilul teren, suprafață de 100 metri pătrați, în tarifarul Comunii Mioș, aliniatul 3, care va avea următorul cuprins. Accesul de la 100 de metri spre calea publică, strada Gării, se va face prin incinta lotului rămas de 120.400 metri pătrați, teren în proprietate publică a Comunii Mioș. Era vorba de trecerea prin parcare. Da, cine este pentru? Sau discuție? Aveți ceva discuție? Pentru ce era 100 de metri? Stația de încărcare. Stația de încărcare. A, stația de... Încercăm să vedem cum reușim să depunem pe PNRR un proiect în funcție de cum vom obține mai pe terenul. E vorba despre o creșă, creșă de tip 1 cu 40 de locuri. Numai că terenul conform ghidului trebuie să îndeplinească niște condiții, să aibă suprafață totală 2500 și în care lungime 65, nu știu cât, lățime, o să vă aduc cam în rău, 40, nu știu cât, în care construcția să aibă 50, nu știu cât, cu lățime, așa, construcție făcută numai la parter. Am identificat terenul în curtea SOS-ului. În spate. În față. Așa pentru că spuneați subiectăți. Și să sperăm că o să facem un act adițional și din suprafață de 20.000 și care avem dată SOS-ul, o să luăm o suprafață pentru... Poate dați și anume la SOS? Poftim? În stânga la SOS. În față. Da, stânga. În față și lăsăm prin stânga accesul, prin stânga cu drum și în fața lor lăsăm o suprafață de colățime de vreo 8 metri până în fața clădirilor și să încercăm să facem, dar problema e că
repede. Ca să stați la noi, în astfel, program. Apariet și... Da, că am vrut să vă pun pe grup... Mulțumim, domnule.